evenimentul pe care astăzi îl desfășurăm la Dărmănești, sub cupola Federației Române de Sport Columbofil. Salut toți iubitorii de sport columbofil din România, prezenți aici. Suntem onorați de prezența domnului președinte, a secretarului general, a unui număr mare de iubitori. Am văzut și o expoziție foarte frumoasă. Sper să fie o reușită la Dărmănești și sper în continuare Dărmăneștiul să rămână pe harta de profil un reper. Domnule președinte, vă rog. Mulțumesc, bună dimineața. Iată că am ajuns și aici la Dărmănești. Mulțumim domnului primar și gazdelor noastre, domnilor de la Clubul Nemira Dărmănești pentru susținerea și organizarea acestei expoziții naționale a Federației Române de Sport Columbofil. Este o expoziție mică, dar inimoasă. Încă este dimineață, lumea poate vine mai îndată numărul mai mare. Porumbeii sunt așezați pe boxele lor, fiecare de categorii lor, fișe cu expoziții, de expoziții și așa mai departe. Mă gândesc să fie o expoziție frumoasă în aceste două zile, să fie vizitată de cei care au plăcerea să vadă în aripatele și rezultatele care le-am obținut în cursul anului sportiv Columbofil 2021. A ținut și cu noi pandemia și toate astea că a scăzut în zona la dumneavoastră. Am înțeles că e sub 1 la 1000 COVID cu bolnăvirile și așa mai departe. Dar vedeți că se poate face, se poate realiza, inclusiv și în luna martie, o expoziție columbofilă, cu toate că noi obișnuim să le facem în lunii decembrie, ianuarie, februarie, cel târziu. Am înțeles acest mesaj și am făcut-o în luna martie, dar sper să fie o treabă bună și o reușită și mulțumim din suflet tuturor celor care participă la această ediție a acestei expoziții. Domnul secretar, da, vreau în primul rând să salut toți participanții veniți la această expoziție, să mulțumesc încă o dată domnului primar pentru punerea la dispoziție a tuturor celor necesare pentru desfășurarea acestui eveniment. Salut toată lumea, este ok dispoziția la Dărmănești și primirea este caldă. Invităm încă o dată toți participanții să vizioneze toți porumbeii care și-au desfășurat competițiile în cadrul Federației Române de Sport Columbofil și care în seara aceasta urmează să fie premiați la nivel național, aici la Dărmănești, unde atmosfera este foarte caldă și foarte frumoasă. Încă o dată, domnul primar, mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Și vă promitem că Nemira Dărmănești va rămâne un punct cheie, un punct care tot timpul vom ține cont de acest sprijin și de tot ce este necesar pentru a desfășura acest sport frumos, care în România, încet, încet, o să devină din ce în ce mai puternic. Mulțumesc și eu. Vreau să felicit încă o dată acest grup de iubitori, de spurătoare, cum ați spus dumneavoastră, de la Dărmănești, pentru că sunt niște oameni inimoși, s-au luptat foarte mult, au venit cu propunerea de a organiza la Dărmănești, îi susținem în măsura putințelor noastre și sper ca în cadrul asociației să văd așa în timp o creștere. Se fac zboruri de la baza sportivă, da? Da. Exact. Era să zic de la Baikonur, de Dărmănești. Țineți-o tot așa, pentru că iubim sportul, iubim animalele, dorim să cumva să dezvoltăm toate ramurile și să susținem toți iubitorii, indiferent de pasiune. Și de ce nu, la anul sau peste 2 sau 3 ani, să fim undeva mult mai sus decât suntem astăzi. Invit cetățenii iubitorii din Dărmănești și nu numai să participe astăzi și mâine la această manifestare. Veți vedea aici lucruri inedite, veți vedea campioni, așa cum spunea domnul președinte și domnul secretar, și, de ce nu, și diseară la festivitatea de premier. Succes tuturor! Mulțumesc! Oameni de valoare, oameni de valoare în Dărmănești. Dacă cineva vrea să mai povestească